diferite stări sufletești și sunt psalmi de bucurie și sunt psalmi de jale. Sunt cântări de exuberanță și sunt cântări care cânți deznădăjduit și parcă prins de ghearele disperării. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm la psalmul 13, un psalm al lui David. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspundem, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să nu adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și ca să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, cânt Domnului căci mi-a făcut bine. Amin, amin. Luați, vă rog, loc și haideți să medităm împreună la cuvântul acesta. Ați fost careva care niciodată să nu puneți întrebarea până când? Până și nepoții ăștia mici ai mei și ei întreabă până când? Și ei au nerăbdare și ei vor să aibă o soluție și un răspuns. Până când, Doamne? Până când? Ne uităm și este un psalm al lui David. Acum cunoaștem istoria lui David, dar nu cunoaștem exact împrejurarea în care a scris psalmul acesta. Dar știm că a avut o perioadă destul de lungă, au fost ani de zile, când știa care este destinul său, dar nu știa când va ajunge acolo. Știa că Domnul a uns împărat peste Israel, dar în loc să fie pe tron, alerga dintr-un pustiu în altul, dintr-o peșteră în alta, mereu hăituit și mereu derutat. Și nu-i de mirare că pune întrebarea, Doamne, până când? Până când? Poate trecem și noi prin situații ca și el și să ne întrebăm, Doamne, până când? Ajunge, mi-ajunge. Aș vrea să văd lumina de la capătul tunelului, aș vrea să văd rezolvarea și să nu mă mai zbat în situațiile acestea. Până când? Ne uităm la noi și când trecem prin asemenea situații, zicem, viața era simplă, n-am așteptat lucruri mari, am vrut doar să am un servici, să am o soție, să am 2-3 copii, să crească, să avem liniște, să ne bucurăm și să îmbătrânim frumos împreună. Și dintr-o dată toate se văd date peste cap. Și în loc să fie un colț de rai, familia devine un loc de tensiune. Și în loc să te primească soția acasă cu brațele deschise când vii de la servici, iar îți spune, iar n-avem bani, n-ai destul, du-te și mai fă ceva. Și într-o stare de tensiune și o zbatere permanentă. Serviciul a sperat că în sfârșit ai ajuns la locul bun și totul va merge liniștit. Și colegii nu te înțeleg, nu te înțelege nici șeful, ba șeful te mai calcă pe bătătură și zici, Doamne, dar până când? Până când trebuie să trec prin stările astea? Aproape fără să vrei, îți pui întrebările astea. Vreau să ne uităm la întrebările pe care le pune David și după aceea să ne uităm la întrebările noastre și să vedem care este răspunsul și rezolvarea. Prima dată el spune așa, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Mă vei uita neîncetat. Asta nu înseamnă o zi sau două, nici măcar o săptămână. Parcă au trecut luni, au trecut ani și Dumnezeu m-a uitat. Toate promisiunile, tot ce am așteptat, tot ce am auzit de la el, nu văd că se împlinește și zic, Doamne, dar până când?
M-ai uitat, dar de ce m-ai uitat pentru totdeauna? De ce nu văd nicio ieșire? Până când îți vei ascunde fața de mine? Una este să fii uitat de Dumnezeu și alta este să-și ascundă Dumnezeu fața. Când m-a uitat, zic, a uitat. Dar când își ascunde fața de mine, parcă se ferește, parcă nu vrea să mai văd fața lui, parcă în mod intenționat mă ține la distanță și mă ține în întuneric. Nu este doar o neputință și zic, e rea voință din partea lui Dumnezeu, își ascunde fața de mine, știe că strig, știe că am nevoie, de ce își ascunde fața de mine? Mai mult, a treia întrebare, până când voi avea sufletul plin de griji? Când nu ne mai încredem în Dumnezeu ca să răspundă la problemele și frământările noastre, la cine apelăm? La noi. Mă îngrijorez. Nu? Încep să vă frământ. Dacă lui Dumnezeu nu-i pasă, cineva trebuie să se îngrijească de lucruri. Și atunci încep eu să-mi fac soluții și să găsesc un mod de a rezolva problemele. Cuvântul lui Dumnezeu spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dar cuvântul ăsta mi se pare așa de îndepărtat încât parcă e mai simplu pentru mine să mă îngrijorez eu. Să încerc eu, prin frământarea și prin îngrijorările mele, să aduc o soluție. Apostolul Pavel le spune fraților din Filipi, nu vă îngrijorați de nimic. Și poate zicem noi, ușor lui Pavel să zic asta. Nu era chiar așa de ușor. Pavel era în închisoare și nu știa ce l-așteaptă. Dar Pavel acolo spune, nu vă îngrijorați de nimic, în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Îngrijorarea vine atunci când nu-L mai văd pe Dumnezeu pe tron, atunci când El nu mai poate sau nu mai vrea și eu trebuie să mă îngrijesc de toate lucrurile. Și îngrijorarea este o detronare a lui Dumnezeu. Dar spune David, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Eu încerc să-mi rezolv singur problemele mele prin îngrijorările mele. Și parcă partea cea mai dureroasă urmează acum, pentru că spune, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Nu numai că Dumnezeu m-a uitat, nu numai că Dumnezeu își întoarce fața, nu numai că eu sunt copleșit de îngrijorări pentru că încerc să-mi rezolv problemele, dar am ajuns și de râsul vrăjmașilor. Vrăjmașii se ridică împotriva mea și mă simt, vrăjmașul zice, l-am biruit și se bucură de înfrângerea mea și eu sunt la pământ. Până când, Doamne? Întrebări și întrebări și niciun răspuns. Și observați, vă rog, ce se întâmplă în versetul 5. Dacă versetul 4 continuă pe tema aceasta vrăjmașului care zice l-am biruit, să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin, versetul 5 spune, eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Dintr-o dată, punctul lui de vedere se schimbă și rugăciunea lui se schimbă. Câtă vreme îl văd pe Dumnezeu distant, câtă vreme cred că singura soluție este în frământările și îngrijorările mele, sunt așa într-o spirală care merge în jos și mă adâncesc și mai mult. Dar când îmi întorc privirea și îmi dau seama în cine mă pot încrede, spune, eu am încredere în bunătatea ta. Am încredere în bunătatea ta. Dă lumină ochilor mei, se roagă psalmistul.
Eu am încredere în bunătatea ta. Dacă este vreun lucru în care ne putem bizui, este bunătatea lui Dumnezeu. Lucrurile în lume nu sunt stabile, dar este o constantă. Dumnezeu nu se schimbă. Și Vechiul Testament îl descrie pe Dumnezeu și o caracteristică principală a lui Dumnezeu este bunătatea. Bunătatea și credincioșia, care în fiecare zi se înnoiesc față de noi. Câte vreme te uiți la probleme, Dumnezeu este mic. Când începi să te uiți la Dumnezeu, vezi că problemele sunt de fapt mici. Dă lumină ochilor mei. Și Dumnezeu iluminează lui David ochii încât să vadă răspunsul. Eu am încredere în bunătatea ta, mai mult, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Aici nu se referă la mântuirea escatologică, ci se referă la faptul că Dumnezeu îl scoate acum. Mântuire înseamnă izbăvire, salvare. Eu am încredere în bunătatea ta și sunt cu inima veselă din pricina izbăvirii tale. Pentru că intervii acum în problemele pe care le am acum. Mai mult, spune el, cânt Domnului căci mi-a făcut bine. Câte vreme mă uit la probleme și doar la probleme, Dumnezeu e mic. Când îmi întorc privirile să-L văd pe Dumnezeu că e mare și că este pe tron, atunci problemele revin la dimensiunea lor. Și le văd așa cum sunt și nu mai trebuie să fie pentru mine un motiv de descurajare. Descurajarea e o stare periculoasă, pentru că descurajarea îți întunecă vederea. Când ești copleșit de descurajare, nu-L mai vezi pe Dumnezeu, vezi doar problemele și descurajarea te copleșește până acolo încât îți pierzi speranța, îți pierzi direcția. David a fost descurajat, dar Dumnezeu răspunde la cererea lui, dă lumină ochilor mei și îl luminează. Jim Elliot, un misionar martir, știți, ați auzit despre el, v-am mai spus și altă dată cum a mers misionar la tribul Auca și el spunea odată, Sfântul care înaintează pe genunchi nu va da înapoi niciodată. Sfântul care înaintează pe genunchi nu va da înapoi niciodată. La noi în baie avem acasă, avem o placă pe care scrie dacă viața te-a doborât și ai căzut în genunchi, ești în poziția perfectă ca să te rogi. Când loviturile vieții te-au făcut și te-au adus în genunchi, ești în poziția perfectă ca să te rogi. Trecem fiecare prin momente de descurajare. Trecem fiecare prin momente când ni se pare că problemele sunt așa de mari încât ne depășesc. Dar în momentele acelea când te simți doborât la pământ, atunci, mai mult decât oricând, trebuie să te rogi ca și David și să spui, Doamne, dă lumină ochilor mei. Și El să-ți lumineze privirea încât să vezi puterea Lui, să vezi bunătatea Lui, să vezi dragostea Lui, să vezi, cum spunea Clef, că ești în mâna lui Dumnezeu și El te lucrează. Nu-i totdeauna ușor, nu-i totdeauna plăcut, dar te lucrează. Și mă gândeam la un lucru, spunea Clef, cuiele sunt dragostea frățească. Interesant. Cuiele te înțeapă, dar te țin la oaltă. Și dragostea frățească face chiar și durerile să ne sudeze, să ne aducă la oaltă și să ne întărească. Cânt Domnului, spune David, că și mi-a făcut bine.
Interesant, începe psalmul pe un ton de disperare. Până când, până când, până când, până când. Și când își întoarce privirile să vadă bunătatea Domnului, tonul lui se schimbă și îl vezi acum, spune, când cu inima veselă. Când Domnului că și mi-a făcut bine. Și avem și noi suficiente motive ca să privim la bunătatea Domnului, să recunoaștem că ne-a făcut bine. Și să venim, dragii mei, și în seara aceasta și în fiecare zi, cu mulțumire. Se poate loviturile vieții să nu înceteze și nu vor înceta. Dar când îmi întorc privirile spre Domnul, voi vedea ce lucrează El. Voi înțelege scopul Lui pentru mine și voi fi pregătit să mă închin chiar și atunci când sunt pe genunchi sau poate mai ales atunci când sunt pe genunchi. Atunci când viața mă doboară, nu renunț, ci atunci mă apropii și mai mult de El. Sfântul care înaintează pe genunchi nu va da înapoi niciodată. Și mă rog și zic, Doamne, fă-ne și pe noi, asemenea oameni, ca și David, să avem înțelepciunea să cerem schimbarea de perspectivă, să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și nu doar din perspectiva disperării noastre. Să vedem lucrurile așa cum le-au văzut sfinții din vremuri mai recente, cum este Jim Elliot, pe genunchi, atunci nu dai înapoi niciodată. Ajută-ne, Doamne, să înaintăm în fiecare zi, să nu obosim și chiar și atunci când punem întrebări, până când, să știm că Domnul e acela care aduce răspunsul. Încă o paranteză. Uneori întrebarea aceasta până când ni se pare o întrebare lipsită de respect. Parcă ne temem să zicem, Doamne, până când. Dar uitați-vă că David nu o spune odată, ci o spune de patru ori. Și Domnul nu îi spune lui David, taci și nu mai pune asemenea întrebări, ci deschide ochii să vadă că mai mult decât întrebările, e bunătatea lui Dumnezeu care îl copleșește în fiecare zi. Și mă rog și zic, Doamne, deschide-ne și nouă ochii, să vedem bunătatea Ta în fiecare zi și atunci când se ridică întrebări în inimă, să putem să ne întoarcem fața spre Domnul și El să ne lumineze, să spunem și noi, cânt Domnului că și mi-a făcut bine. Amin. Amin. Amin.